Ce înseamnă dacă copilașul nu acceptă să se hrănească? Sunt copilași atunci la începutul diversificării în care închid gurița și opun rezistență, dar și copilași mai mari, de 2-3 anișori, care nu vor să mănânce. În primul rând, când noi avem un copil cu dificultăți alimentare, prima întrebare trebuie să fie de ce? Pentru că de multe ori, în unele locuri, când avem copii cu dificultăți alimentare, primul lucru se spune, hai să facem desensibilizare alimentară, fără să ne întrebăm de ce. Doar dacă expunem copilul la anumite alimente pentru care s-ar putea să nu fie pregătit, fără să vedem de ce s-a ajuns în situația respectivă, pierd baza intervenției mele. Și atunci eu trebuie să văd de ce acel copil are o percepție negativă asupra mâncării. S-ar putea să aibă alergii, intoleranțe de care eu nu sunt conștient. S-ar putea să aibă senzația că se pune în pericol pentru că încă nu știe să mestece și eu totuși încerc să-i ascund niște bucățele în mâncarea pasată și el deodată se trezește cu o combinație de pasat cu bucățele și nu mai știe cum să gestioneze mâncarea și atunci ar prefera să nu se pună în pericol. E un instinct de conservare.